La party, Braluca avea nemulțumiri legate de ținuta lui Alex. Am trei perechi ca ăștia. Dar e relevant, seamănă foarte tare. Să-mi iau blugea înapoi? Ăsta-i și cu coloșii. Dar nu-mi place așa. N-are ce treabă tricoul ăsta cu pantalonii de aici. Deci îmi iau înapoi pantalonii aia, cu adidasii și cu tricoul ăla de la pal. Hai, poate le opri muzica la oameni. Am distrus clanul sportivilor. Vai, mamă! Erați voi acolo și de asta. Crezi? Îmi cer scuze, n-am crezut că e atât de grav. Vorbeați acolo? Îi criticam ținuta lui Alex, de ce se schimbă? Vorbeați acolo? Puțin, da. Ai, mă, Raluca. Îmi cer scuze, Viorel. Du-te și cerești tu afară pe terasă să-ți pornească muzica. Păi da, Alex m-a întrebat dacă îmi place cum s-a îmbrăcat. Zic că ținuta lui Alex a oprit petrecere. Pe bune, chiar așa. Păi du-te și zi. Bună seara, pot să dau și un mesaj pentru producție? Cereți scuze! Îmi cer scuze că am vorbit în dreptul rușii de bucătărie, la bucătărie, pe holul acela, dar nu am conștientizat în acel moment că e atât de grav. Puteai să-l critici oriunde în altă parte, nu în ring. Îmi pare rău. Puteți, vă rog, să puneți muzica pentru noi? Hai, băi, Alex, în ring te-ai găsit, mă, să stai cu ținuta aia. Mulțumim mult. Și să știți că a fost cea mai tare muzică din seara asta și să păstrați DJ-ul. Mulțumim din suflet. Gata! De ce, vina Raluca sau lui Alex? Raluca. Nu înțeleg, e vina ta sau lui Alex? Că a purtat haine proaste sau e vina ta că l-ai criticat? Practic la amândoi, că amândoi știm regulamentul. Băi, Alex, ce ai făcut, mă? Ce haine ai luat, mă, de opri muzica? Îmbracă-te și tu mai bine, că din cauza ta s-a oprit muzica. Ce facem aici? Bine, că nu ne-a îmbrăcat nimeni seara asta, așa că... Eu zic să te dezbraci. Poate place mai mult, Raluca-i. Ca un iubit ascultător, Alex s-a dus să schimbe ținuta cu ceva mai pe placul Raluca-i. În schimb, gusturile vestimentare ale Raluca-i sunt 100% pe placul lui Alex. Mamă, ce mi-e cald în rochia asta? Da, ți stă foarte bine, crede-mă. Mersi, dai. Te îmbraci mai des așa. Eu sunt genul de bărbat care îi place ca femeia de lângă el să tragă atenție. Că eu nu o să mă îmbrac că îți place ție într-un anumit fel. O să deci te îmbraci cum îți place ție. Mă îmbrac eu, mă simt eu bine și depinde și de locația unde merg, știi? Sau nu o să pun niciodată o anumită culoare sau un anumit model de rochie doar pentru că îi place partenerului. Dacă iubești persoana, o iubești și în pijamale, adică... Bineînțeles. Nu are relevanță. Și încă tot veni vorba de pijamale. Eu după ce ne-am întors din City Break, să zic așa, trăiesc altfel toate lucrurile. În ce sens? În sensul că te văd mult, mult mai apropiată față de mine. Foarte mult. Eu nici n-aș compara dacă mă întreb. E diferență la cer la pământ. Nu știu, acum știu sigur ce vreau. Adică am... Rămâne niște lucruri care, nu știu, mă făceau să... Și vreau să-mi asum și teama asta de eșec. Adică prefer să fac chestia asta când sunt îndrăgostită și e perioada asta de început, decât să o fac după 3-4 ani pentru că, nu știu, mă simt presată de timp sau pentru că trebuie să fiu în rândul lumii. Adică mă simt pregătit să fac acest pas. Și, sincer, sunt într-un moment în care nu mă interesează nici topurile, nici cine câștigă, nici cine își pierde. Pur și simplu vreau doar să trăiesc experiența asta cu tine aici. Adevărul că emisiunea asta mi-a schimbat viața în cel mai frumos mod și crede-mă, când ți-am zis că au fost cele mai fericite zile din viața mea, chiar au fost și... Când am amândoi ceva nou, știi? Adică... Este, bine. N-am trăit niciodată. În sens că am intrat în emisiune și m-am uitat la tine și te-am văzut pe tine, am zis că vreau să intru pe tine, dar nu m-am gândit nici o secundă că o să ajung în momentul în care să simt ceea ce simt acum pentru tine. Eu să fiu sinceră, când ne-a zis că am spus că intră un băiat, mă gândeam că intră un băiat de 1,60, semi-cocalar, așa, pentru că avea tatuajul ăsta pe spate. Și probabil dacă nu ar fi fost alea două zile când am plecat, nu știu dacă m-ai fi cunoscut vreodată cum sunt. Mă, nu pot, mă, nu pot, adică eu nu pot să vorbesc serios acum cu voi. Aripioare. Sunt mici gesturi care trebuie să le simt, să le fac, nu că... Bine, bine, uite, la chestia mă abțin, nu... Dar nu pot totuși, în primul rând, că aripioare se mănâncă așa, știi? Da, știu. Bine. Se bate cap în cap ce faci cu ce spui? Da, dar este un domeniu la care cred că sunt destul de bună și vreau să-l ajut.
Păi și cum? Dacă iubești un om, îl iubești oricum și în pijama și... Nu e ca și cum... Hai că jubilează Fiorella cu la spate. Crezi, dar... Același lucru îl face și cu Denisa, adică e ceva similar. Probabil el se regăsește foarte mult în caracterul meu și îl înțeleg, dar... ideea este următoarea. Vreau ca Alex să fie, dacă pot să ajut un om din punctul ce nu ți-a plăcut? Nu era pe tema care ni s-a recomandat, adică trebuia să fim mai sport. Uh-huh. De asta. Și a fost și un pic arogantă, ca să continuăm replica aia, că el cum a zis, stă foarte bine așa, să te îmbraci mai des așa. Eu nu mă îmbrac pentru partener, eu zbang, zbang. Și el, da, 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 nu, nu, doar dacă te simți tu bine. A fost foarte amuzant materialul, ce să zic, chiar a fost amuzant. Avem nevoie și de lucruri amuzante, nu? Săptămâna trecută, dacă ne amintim când veneam aici, nu prea erau... Ce făceam, plângeam? Nu prea erau amuzante materialele. Da, e ca în viață. Uite, acum mai râdem, acum mai plângem. Dar azi e bine îmbrăcat? Adică ești mulțumită? Da, sunt mulțumită. Altfel nu eram îmbrăcată. Îi sugeram cu ce era avantajat mai bine. Bine, mai bine faci tu ținutele ca să... Am făcut asta. Da? Da. Dacă e un domeniu la care mă pricep, dacă ajut fetele sau îmi cer părerea, nu poate cine altă și partenerului. Și mamele mă întreabă uneori. Adică eu cred că nu m-ar întreba dacă... Da, acum ai văzut și tu că nu prea a picat bine. S-a dus, dar nu prea s-ar fi dus. Și mai grav de atât când i-am făcut curat sau ne-am uitat în hainele lui și... Asta e stilul meu de a spune, adică nu împachetez lucrurile. Dacă mi se pare ceva oribil, zic oribil, nu, nu te avantajează, pentru că nu sunt la job, nu lucrez în mult și... Da, și ei, ce-i cu ei? Că uite, Viorel e ca tine, zici, și Denica, Alex? Chiar el mi-a spus că se regăsește foarte mult în caracterul meu și am văzut că și el a intervenit și a ajutat-o pe Deni în ceea ce privește ținutele, dar eu nu consider un lucru rău ăsta. Dacă un om e bun în asta, de ce nu? Să se bucure și persoana cu care interacționează sau e. Zi, Denica, ești într-o grimasă de jumătate de oră, zici și tu nu. Ceva. Hai, cum eu nu? Cum tu nu? Nu, mie nu-mi place, i-am spus și în pauză că nu-mi place să se bage în subiectul de... Viorel? Da, nu-mi place să se poate, asta e firea lui, tu nu înțelegi. Dar nu-mi place să se bage în relațiile celorlalți, pentru că ați observat... Niciuna vreau să spun cu aripioare, dar nu m-a putut ține. Ați observat că Raluca mereu mă aduce pe mine în discuție pentru că sunt cu Viorel și e un lucru care nu-mi place. Și adică are... și pot ieși discuții. Și el are o discuție cu Alex și mă aduce și pe mine. E ceva normal, suntem la pachet. Tocmai de asta i-am spus că nu-mi convine. Deci, practic, conflictul este între ei doi? Și dacă e un conflict, e mult spus. Poate că, nu știu, Viorel e o persoană mai analitică și analizează comportamentul celorlalți și apoi așteaptă să vină cu tunurile. Dar tunurile vor fi apare. Hai, domnule, o dată cu tunurile, că... Se termină sezonul. Mie chiar mi-ar plăcea ca Viorel să fie Mafalda și să ne spună dacă vom fi sau nu împreună, atât mie cât și celorlalți, măcar să știu și eu dacă o să am statut de divorțat în viața asta sau nu. Adică chiar mi-aș dori, cal, dar din păcate nu mă pot baza. Concentrează-te! Și... Concentrează-te, da. Bine, râdem, glumim, dar Gabriela și Valentin trebuie să vă faceți bagajele. Fie vorba. Uite ce se ne scurse. Ce fete au făcut? Plecați pâine. În City Break. Nu City Break. Break. Dacă nu vreți, serios, mă duc eu. Dacă nu, să plecăm noi. 10-12 grade. 10-12 grade. O să fie plecarea spre după amiază, deci cred că ne mai vedem o oră în live, dar eu v-am spus ca să faceți bagajele în timp, în timp, că nu poți să vă anunți mâine la 2, că plecați peste oră. Vă faceți bagajele în seara asta, mâine dimineață, vedeți, da? 10-12 grade, da? Da, nu e cald? Tu te bucuri? Da! Tu? Eu mai mult. Dar eu mai puneam așa. Haine de ploaie, da? Dacă aveți o umbrelă, cu atât mai bine. Ce să facem? Asta e toamna. Ia, auzi, au colegii mei umbrelă. Stați să știți. Voi trebuie să mergeți cu bagaje și cu iubire. Bine. S-a terminat. Ce păcat. Câte mai avem?